Unitatea specială de bucate! Hai aici! Cum nu? Deci, prietenii, simplu! Anul trecut am făcut o grămadă de rețete vânătorești. Și azi ce am pățit? Ne-am trezit invitați la Jarmata V de Dan, de către Dan, așa, Dan, care spune, haide, spun aici că facem un ceau. Noi am zis, bă, ne luăm sculele cu noi, că poate filmăm. Și ne-am apucat de filmat. Și ne-am trezit într-o companie foarte plăcută cu domnul Dan. Avem un invitat din Statele Unite, nu știu dacă îl recunoașteți. Da, scrie pe tricou. Scrie pe tricou. Mis Fălosca Zbănățan, deci, Petrică Moise să-mi numesc. Dați-vă să vă prindă tricou. Dacă nu mă cunoașteți, o să mă cunoașteți în curând. Aoleu, ne amenință. Un alt prieten. Florin. Și... Tecăciorogară. Și ce facem astăzi? Maestorul și tizi. Astăzi facem un gulaș clasic. Clasic, da? Un gulaș clasic de batal. Batal, așa. Da. Nu e prea vânătoresc, dar... Păi e început de an acum, da. Nu? Da. Și ce folosești? Carne ai carne, da? Carne, ardei, așa. Morcovi, ceapă și mult suflet. Ai. Asta bravo. Face tot, nu? Era cât pe ce să-ți fac observație. Deci cel mai important lucru la orice, în orice profesie este să pui suflet. Dacă treci prin partea stângă... Exact. Inclusiv a cânta. Trebuie să cânti din suflet pentru tine și, pe urmă, cei care te ascultă în mod sigur. Și la mâncare la fel. Tatăl meu a fost măcelar, bunicul meu a avut măcelărie la Chișod, a fost și primar în 1946. Un an de zile a fost primar la Chișoda, bunicul meu de la Parța. Eu sunt de Viță, de la Parța, de la Chișoda, dar prieten cu Dan Ursu printr-un prieten de la Giroc, prin Mircea Babescu. Și țara Hațegului, de unde provine gazda noastră și cel care astăzi este vinovat de întâlnirea noastră, domnul Dan Ursu, e din Râu de Mori, o parte din România, poate una dintre cele mai frumoase părți ale României și ca relief și ca oameni, mai ales ca oameni. Deci dăm drumul cu mâncarea. Nebunie, mai e cu morcovi ăștia? Mai un pic, fii amină. Petrică îi nu face... Nu mă grăbesc, că nu vreau să greșesc. Așa. Și dacă nu greșesc, da, și că merită să fiu promovat și eu vreau să promovez. Am înțeles. Vrei să iei locul lui... Maestru, da? Am înțeles, da. Uite, acolo fac butelia, portocalie, butelia, nu știu dacă... Și morcovis la fel, da. Și morcovii, portocalii, mă duc de aici, că după aia se interpretează. Bine că noi suntem cu verde. Da. Aici, uite, bancuri, chestii, nebunie. Mangalița. Cum e cu mangalița? Deci porcul mangalița... Așa. Să stăm și se filmează. Da. Așa. Porcul mangalița, din păcate, nu se mai crește la noi în Banat. Însă anul ăsta, ginerele meu a pregătit un porc mangalița și mezerurile și cel mai important este slănina sau clisa, cum spun noi bănățenii, care are un colesterol de calitate bună, nu de calitate... Foarte puțin colesterol. De calitate proastă, da. De data asta o să bem, la Dan Urs, o să bem o țuică, o pălincă de satul mare, pălincă de cireașa amară, iar în recipientul ăsta este o moare de pe murături, cu care se stinge țuica, adică acestea, da. Înainte de a pregăti masa și de a gusta, închinăm un pahar în sănătatea noastră celor care ascultă această emisiune,
Vă mulțumim că v-ați stăduit și v-ați pierdut timpul ca să... Păi nici nu am pierdut, am început, ce ne-am pierdut? Ca să filmați această, această pregătire pentru, pentru gulaș. Suntem la Gearma Tavin, anul Domnului 2014. Haideți să vedem cupunătura. Da, da, da. Vă rog să vă apropiați de cazan. Da, da, da. Ce face? Am luat cutizul și am pierdut cuntura. Untură de porc. Untură de porc. Fără colesterol. Da, e de mangaliță. Asta am tăiat noi în Ungaria. Nu, păcat că, păcat pe, pe cameră nu se poate reda mirosul. Deci savoarea și mirosul unturii, unturii de porc când se prăjește în, în cazan. Cunoscătorii să păi știți că țin și doi, pe cameră. În 2-3 ani o să poți da și mirosul pe cameră cum evoluează tehnica asta. Mai pun? Să cumperi televizor cu miros. Da. Asta mi-ați făcut voi cadou untura din Ungaria. Când ați... Da, da, când am făcut mangalița. Da. Se făcea cu foc și cu lemne, acum se face cu... Cu gaz, da? Cu aragaz. E mai ieftin cu lemne, de, cu gaz decât cu lemne. E mai lesnea, da, mai lesnea, mai spunem mai noi. Mai lesnea, da, spunem noi, bănățele. Deci e nebunie aici, vă zic că nu știu nici o să iasă până la sfârșit, dar gulaș o să iasă sigur. În primul rest, vedem. Ceva bun de mâncat. Ceva bun de mâncat. Domnule, uitați-vă cu care mână mânuiește lingura. Deci aia e de vânător sau ce? Cu mâna de la inimă, da? Vânătorii închină cu mâna de la inimă. Da? Da. Și pușcă cu dreapta sau cum? Acum, pușcă cu plăcere. Cu plăcere, am înțeles. Cu plăcere și cu, și cu pricepere, cu care știu să... Care știu. Care sunt vânători adevărați, da. Vânători, dar nu omorători. Și adică, dumneavoastră sunteți vânători? Nu, eu doar am cântece de vânătoare în repertoriul meu și pseudo-kinegeticos, o poveste pentru cei care duminica le mint pe soții că se duc la vânătoare de căprioară, da. Dar cine știe ce fel... Nu, 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 nu. Bine, am plecat de-i să n-audă. Uite, deci ți-am zis că ce ai făcut acolo? Nimic. Păi tu îți dai seama, în timpul emisiunii o să apară tot felul de chestii. O să zic lumea, bă, ce au filmat ăștia aici? Bine, am zis eu că e nebunie oricum, las-o așa. Facem un paravânt. Deci nebunie, am pus paravântul, tu ai pus și ceapa repede, nu? Da. Ce zici, sabotezi emisiunea. Băi, e nebunie, glume, chestii, paca, am pierdut... Pus ce pe în cazan, da? În ceaun. De data asta e prea mult divan. Prea mult divan. Și tu ești ieftin. De vină. Tu ești de vină. Nu știu, ajutorul tău, nu știu ce ai vorbit. Eu nu știu, crezi că auzi. Așa se, lăsase pe tisul să taie. Să taie, nu? Să taie. Deci asta când știm. Rămâne până se face aurie, nu? Da, se face, ușor, face aurie și atunci punem și carnea. Da? Călim și carnea. Și faci și apa cu carnea împreună? Da. Ăsta ce gulaș e? După... Te-o dea tău ceva sau clasic, nu? Toată lumea face. Toată lumea face. Bun. Deci noi gulaș. Să știi ce am făcut, nu? Ți-am furat chestia cu ciupercile și am făcut gulaș cu ciuperci. Hai. Bă, hai de mine ciuperci. Și l-ai călit? Uite, Cosmin, cum a fost? L-ai călit? În unt. Deci în unt. Foarte bun, dar și Tico a furat de la noi. Păstrăvă a fumat și-l făcut aici. Da. Da? L-ai făcut? Mi-am făcut afumătoare. Da? Păstrăvă la Saramura acum. Da. Și probabil că mâine o să îl pui la încerc, da. Da. Deci până la urmă emisiunile astea, noi zicem, bă, toată lumea zice, bă, iar ce-o, dar uite că unul de la altul mai ia câte o chestie, mai nu știu ce, să mai inspiră. Trebuie să mai... cunoști niște chestii ca să înțelegi emisiunile voastre. Da? Așa. Eu am zis că poate zice lumea, bă, iar fac ăștia ce-o. Am mai citit tot felul de comentarii. Da? Comentează lumea? Eu nu citesc. Care? Necunoștință de cauză. Apa? Mai puțin. Cine a tăiat ceapa asta? 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 Cuțitul, domnul Tico. Ah, cuțitul. Deci cuțitul nu taie bine, da. Ne iertați. A, deci cuțitul. Eu nu recunosc decât în fața mare adunării. Deci a scăpat o bucată de ceapa. Nu, dar tisul nu e obișnuit cu camera de la vedere și s-a intimidat. Ah. E la prima filmare. Da. Fiind la prima filmare, ați avut emoții, nu? Prima filmare la Ceaun. La Ceaun. A, da, o premieră. Stai să spui asta, da, într-adevăr. Deci prima filmare la Ceaun e asta? Da.
Deci mai avem o premieră, nu? Am mai avut o apariție unde am gustat din ce un la Buzia și la, da, da, la nu concursul făcut, de... Acum chiar... nu, de data asta particip... Da. Activ. Activ, exact, activ. Și cu sufletul, mai ales cu sufletul, pentru că... Te vedeți că te ia cu dreapta și vreau să spun... acum ce să fac? Dacă eram cu mâna de la inimă, cu mâna de la inimă... Cred că la ceapă a fost cu stânga. Cu mâna de la inimă trebuie să faci orice profesie cu partea asta stângă. Prietenul meu, vreau să-l laud acum, că nu-mi plac pupincurismele, dar chiar merită, pentru că doar de 5 ani de zile s-a perfecționat în așa măsură, în timpul ăsta, participând la diferite concursuri de gulașuri, chiar făcând concurență prietenul nostru din țara vecină și prietena din Ungaria, unde a participat și chiar a fost premiat. Deci nu e jucărie. Deci a dat un grup diplomă. Nu e jucăm, nu facem doar de dragul de a filma, ci facem această filmare, asta mi-ar fi drag, să văd pe televiziunile din România, să se filmeze lucruri adevărate, care să nu scoată în evidență cu lăudăroșenii și lucruri practice care... fiecare om care se uită la televizor, domnule, da, asta este o emisiune normală, o emisiune firească. Deci, nu cu zâmbetul ăla de rânjetul ăla de rictus profesional, ci cu un zâmbet natural, dacă se poate, cu... deci, emisiunea asta este frumoasă tocmai prin faptul că socializăm și vorbim și ne simțim bine împreună. Eu după masă extraordinar de frumoasă la Timișoara în vinerea asta. Și Dumnezeu a ținut cu noi și e și vreme frumoasă. Cosmin filmează și domnul Eci înregistrează. Aveți o căciulă de vânător. Da. Vă spun una, o poantă de vânătoare, că acum suntem și la glume și la o partidă de vânătoare, pentru prima dată un vânător îl întreabă pe instructorul, zice, nu e periculos la vânătoare de mister? Zice, da, e periculos pentru că dacă se întâmplă să nu îl nimerești și îl rănești doar, misterul dacă vine spre tine, s-au întâmplat cazuri grave când au fost omorâți vânătorii. Au fost încolțiți de mister și au fost sfârșiați. Dar zice, dumneavoastră, când iei arma, nu tragi în misteț când e departe, 200 de metri. Ai două glonțe pe țeavă, da? În momentul în care tragi primul glonț și nu-l nimerești, lasă vine mai puțin. Mai ai șansă. Dar la 100 de metri, mai ridici la arma. Ei, dar zice, dacă nu-l nimeresc, ce lasă vine mai aproape, la 50 de metri. Bine, zice, și lasă vine și mai aproape, la 10 metri. Bun, zice, și după aia, dacă nu-l nimeresc, zice, da, zice, după aia, zice, arunci cu rahat în el. Și fuge ce, de miros. Da, nu, dar de unde rahat? Zice, o să ai destul. O să ai destul, da. Deci, o problemă, ce ai pus carnea? Da, am pus carnea. Dar e bucăți așa, deci astăzi se arată la... Cu bulețe. Arată o... Am luat detalii, dar să se vadă. Uite, vezi, deci... Astea? Cu bulețe de carne, mm-hmm. Da. Și acum lăsăm să călească împreună cu ceapa, mm-hmm. Până primește așa culoarea alburia. Da? Da, așa. Și după aia ce pui? Pui ceapa și ce te ia sau punem, nu? Punem puțină apă. Da. Și atunci urmează să punem morcovii, ardei... Și gustul pe aia la final. Cum se face normal, nu? Lăsăm să fiarbă. Uh-huh. Mai pui apă, nu? Da, o să punem și puțină apă, ca... De ce bine arată? Mai tai păricul. Și ceapa asta sau ai adus-o pentru... Nu, am adus-o numai pentru critică. Pentru reclamă. Da. Pentru reclamație, pentru... Da. Deci te-a taxat, vezi? Dacă te-ai dus, da, cu... Te-ai dus cu ceapa aia neteată bine și te-a taxat, acum ai văzut? Asta e. Tezul meu să-mi permită. Da? Da. Și ăla am lăudat taie ceapa grozav. Da, ai zis, ai făcut reclamă. Ușor. Ușor, dar...
Îi trebuie timp. Se încălzește în timp, așa. Orice lucru bun trebuie timp. Da, taie, taie, te ziceam. Da? Nu ca ajutorul tău. Lipsește. Deci acum Dan face un platou, nu? Da, rece. Rece? Dar nu e cam, adică cine mai mâncă și gura? Nu-i rece nici vremea, nu-i rece. Da, e la temperatura mediului. Cărnațul este de vânat. Nu e de mâncat. De mâncat, da. E de mâncat, nu? Din produs de vânat. Da. Și vânat și... Și vânat și porc de casă, da? Hai de mine. Nu putem să rădăm gustul și mirosul și savoarea. Suntem vă două zile aici. Toate emisiunile zice, rozăfie, nemaipomenită. Asta este adevăr, păcat că cei care se uită nu poate să simtă ce simțim noi. No, lasă că aveam și muzică pe... O urare mai puțin auzită de la un părinte, de la un preot, de la Poiana Buchin. O urare din Banat zice așa, Dumnezeu să-ți dea după cum ți-ai luat. Pac, aici o tai, la băut o tai. Lași numai cu urarea. Dumnezeu să-ți dea după cum ți-ai luat. Adică să-ți ajungă în sensul ăsta. Foarte frumos. Filozofic, înțelepciune mult. Mai... Mă duc la cea un Cosmin. Atenție. Că nu-i voie așa. Să rămână. Unde ați fost? De la muncă vin. De la muncă. De la muncă la petrecere, corect. Băgăm alburiu, alburiu. Ardei. Da. Acum deci, bagi ardei, nu? Da, uite, s-a albit așa. Băgăm și acum ardei, ardei, da? Morcovi și completăm pe mâncă. Cosmin, nu închide. Păi, nu stați să mâncați. A, telefonul, pac, am înțeles. Nu pune. Am înțeles. Ia, pac, dă-i. Asta o să fie, nu știu cum o montăm. Ai. O lăsăm să curgă. O lăsăm să curgă, da. Domnul Ghiță? Atenție! Atenție! Autoritățile locale. La mulți ani! Cosmin, ia-l pe cameră. Ia-l pe... În cameră. Deci cum e? Ție. Tot e bine, nu? Da. Am înțeles, asta e. Deci s-a schimbat culoarea. S-a schimbat. Dar numai de la legumele alea? De la ardeiul gras. De la ardei și de la capia, așa da. Înroșit? Da. Păi înseamnă că noi o să mai, o să mai dăm și puțin, roșu, da. Roșu, nu? Băia o mai mult pentru gust, o să i-o dăm. Că deja culoarea... Că va fi doar... Aici o să facem o mămăligă mai specială. A, mai faci o mămăligă? Da, garnitură, da. Care o să aducă cumva a Balmoș. Da? Deci n-am văzut niciodată cum se face, am luat numai interviu la un cioban. Și numai că noi o să mergem pe lapte de, mamă, de vacă. Ăsta de vacă. Da. Că tot ne-a zis tizul tău, bancuri cu lapte de... Da, ambalajul cel mai important. Ambalajul cel mai important, da. Dar și o să mergem pe smântână de vacă. Da? Unt. Păi asta brânză. Cam cât mai are? Oh, mai are, nu? Acum trebuie să meargă la foc. Vreo două ore, nu? Da, încă două deci ore. Deci ne prinde noaptea, dar noroc că avem lumina aici. Așa e, ți-am spus-o și la început, când e givan mult. Da, merge greu. Asta e. Am ajuns la casa de condimentă. Uh-huh. Îi dăm o lingură de piper. Piper, o lingură de piper, așa. Da, colorăm put. Boia, nu? Puțină boia. Ne-a prins seara, da. Asta e. În ianuarie se întunecă mai repede. Și acum amesteci, nu? Eu nu mă bag, ai văzut? Nici n-am pus mâna pe lingură. A, mai pui? Ce dai aici? Țin coriandru. Coriandru? De fapt e chimion. Era chimion și acum ai coriandru, da, sau? Da. Da? Să recunosc borcanelele astea. Sigur. De atunci au rămas. Da. Vai, cum miroase. Se simte. Deja. Vai de mine. Camera aia deșteaptă care... Da, cu miros. Ia și mirosul.
Hai de mine. Deja auzi, avem și avem domn Marcel, avem și sub muzică de fundal. Cum e cu nevasta mea? De unde? Cum? Avem sunet de fundal, de aia zic, știi? Uite, uite aici. Asta mai târziu. Asta mai târziu. Mai târziu? Bulionul. Gaza ne-a adus bulionul. Așa. Hai de mine. Deja. În dexul limbii române, bulion. Tizule, acum miroase, știi tu cum miroase. Ce facem noi când miroase așa fain? Să dă sub brațe. Problema este dacă... Dacă e lichid suficient ca să dai sub braț, dacă e mai, dacă e bograci, atunci e mai gros un pic, nu? Bograci. Bograci un pic mai gros și atunci îl bagi în gură, în loc să dai sub braț. Nu, de la mirosul. Deci cred că să-l băgăm în gură totuși, nu? Nu, că la mirosul ăsta merge sub braț. Sub braț încă, da? Să-mi final, mai dăm și ustroaia. Final, dar după aia mă las să fiarbă, să se da, mă, să mă ia carne, gata? Încă jumătate de oră. Și gata, nu? Și cred că e. Putem pleca acasă, nu? Nu, mâncăm și mai plecăm. Păi după atâta mâncă, plecăm, plecăm acasă. Nu. L-am confuzat. Ce faci? Ai pus deja jumate și ne mai arăți că mai e puțin sau ce, nu? Fiindcă ne apropiem de final. Așa. Îi dăm și un pic de bulion. Puțin, nu? Dar ai mai pus puțin, nu, înainte? Puțin, da, să nu zică lumea că ai pus jumata. Da, să învețe lumea. A-a. Atât. Dacă mai trebuie, punem și asta. Da? După ce gustăm. Corect. Mai filmezi? Bun, hai la Marcel. Deci Marcel, cum e cu camera din 86? Hai, ia zi-ne. Deci cum? Deci hai să vezi. Deci Marcel, hai să, unul de cei mai vechi operatori din oraș. Haideți să vedem. Deci camera asta e parfum. Când, ce camera ai avut în 86? Spune sincer. Un JVC. Așa. E... Semi-automatic. Nu, automatic. Video. Cum stai? Fiindcă e aproape gata. E aproape gata asta? Da, aproape gata. Ce faci? Dăm gust cu sare. Sare? Da? Mai nebunie aici, nu știu, mai reușit să ții firul rețetei? Mă străduiesc. Fă chestia cu gustul, știu, papirele, cu... Hai. S-a îngroșat, nu? Da, dai sos. Ambulul ăsta te... Ia uite cum aici e vorba. Aici e toată șmecheria asta, să iese sos. Da, să se îngroașe, nu? Da. Să iese sos, să nu se prinde de cazan. Am dezinfectat lingura. Tu, tu, nu, că eu nu mă pricep. Acum îți dau ție de data asta. Păi dar nu știu, degeaba îmi dai mie. La sare trebuie să știu. Rămân pe Florin. El are gust cu sarea. E foarte bun. Florin, hai să vezi. Ci iute? Iute nu. Puțin iute. Cred că exact cât. Lasă. E bun? Bună sare, da. Bun. Așa rămâne. Și iute. Eu zic da. Mai lăsăm 10 minute să fiarbă și cu sarea. Să da? Și carne puțin de sare și atunci îl pornăm. E bine. E da? Bine sără, da. Îl chem și pe Dan să guste și pe fiecare și am făcut tot episodul. Marcel, dacă vine fiecare Marcel, pe Marcel, pe Marcel, ia, Marcel, hai că ești Marcel, special. Marcel, Marcel, vin aici. Hai că dezinfectezi lingura. Hai. Hai, Marcel. Hai, Marcel, dragă. Am dezinfectat. Fie nici nu suflă, ai văzut? Ah. Maestru, așa fac. Puțin piper, nu ar trebui la sfârșit. Nu, puțin piper. Puțin piper. Pentru mine e iute, deja. Eu zic că e bine. Eu zic că e bine. Acum puțină boia ca să fie mai roșu, Marcel, se poate, da? Marcel își pune piper în farfurie. Corect, Marcel a rezolvat. Da. Aici majoritatea... Corect, gata.
Marcel, cine te-a pus să vii? Deci suntem la final. Fii atent. Îmi permit să dau tonul la cântec în armată. Am făcut o regie scurtă aici. Pentru cel care a pregătit cea 1. Da, uitați cum arată. La gazda. La gazda. Gazda noastră. Gazda, el și gustă, să vedem ce am realizat. Mă dați și ceva cu ce. Și ne aici, așa. Așa, luați și... Mulți ani de nu-ți trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani de nu-ți trăiască. Pentru tică că o pregătit. Mulți ani tică trăiască, deosebit. Mulți ani trăiască, deosebit, auzi. Mulți ani tică trăiască. Prieteni, petrecerea continuă. Sunt goștii. Mulți ani goștii trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani goștii trăiască. Suntem în Banat. Mulți ani Banatul trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani Banatul să trăiască. După colinda ați răgușit. Așa-s bănățelii mei, au, au, mi-i drag să-mi petrec cu ei, lai, la, 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 la. Bănățanu' atunci trăiește, când muzica îl veselește, lai, la, 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 la. Bănățanu' atunci trăiește, când muzica îl veselește, lai, la, 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 la. Or s-ar fi, n-aș putea să trăiesc altundeva, în Banat-i vița mea, lai, la, 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 la. N-aș putea, or s-ar fi, să-mi zăui cântările, așa mi-s mâncările, lai, la, 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 la. Doamne ajută, fii sănătoși la mulți ani!